Capitolul 20. Pilda lucrătorilor viei. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit diz de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: De ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei i-au răspuns: Pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, Cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11 au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare după ce au primit banii cârteau împotriva gospodarului și ziceau aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei drept răspuns el a zis unuia dintre ei prietene ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Isus vestește moartea și învierea sa. Pe când se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis: Iată că ne suim la Ierusalim, și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bat jocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Cererea fiilor lui Zebedei. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: Ce vrei? poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Isus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns: Este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar aședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine sodau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Isus i-a chemat și le-a zis. Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob pentru că nici fiul omului n-a venit să i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Doi orbi vindecați la Ierihon. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus. Și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau, ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Isus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis, ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Lui Isus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el.